altă viață care nu aparține nouă, aparține voinței lui Dumnezeu și voinței persoanei. Și o să spuneți de ce lucrul acesta? Foarte simplu. Mama mea mă poate foarte duce bine la ginecolog în coș sau mă poate pune foarte bine în cărucior la maternitate în pătuțul de nou născuți. Deci, de voința persoanei. În schimb, aici intervine și voința lui Dumnezeu. Dacă în cartea vieții scris stă că eu am o misiune, noi nu știm de un soț bun, de un doctor bun, de un inginer bun sau ce mai fi fiind tu acolo, și Dumnezeu a rânduit ca tu să te naști, Dumnezeu va împedeca această lucrare și nu va lăsa. Și am să vă dau un exemplu scurt. Odată de mult într-o iarnă prin anii 90 ceva, apare o femeie așa simpatică și tristă și spune: părinte, am 5 sau 6 fete, nu mi-aduc aminte cât i-a spus că are. Și cred că după ce simt eu ca mamă care am născut atâția copii, și asta tot e fată, n-aș mai ține-o că suntem săraci. Zic, stai să mă uit eu în carte să-ți spun ce văd. Și să mă uit în carte, că nu era ecograf. Am deschis molitfelnicul, i-am citit vreo jumătate de oră și i-am spus, mie mi-a ieșit că e băiat. Și a zis, părinte, gata, las. S-a întâmplat, nu-i de râs, ci-i de mirat, că fetița s-a născut, tot fetiță. Dar în schimb, cu caracter bărbătesc. Harnică, serioasă, deșteaptă, isteață, bună la școală, bună la carte, gospodină. Și mama și tata de câte ori veneau și spuneau așa: părinte, nu sunt supărată. Eu bănuiesc că atunci ați folosit un truc ca să nu lucid, că mă încărcam conștiința. N-am făcut până acum întreruperi. Și poate Dumnezeu m-a ferit și de lucrul ăsta. Dar vă spun sincer, nu se cunoaște că avem copil în casă și cea mai bărbătoasă și răzbătătoare ca toți. Mănâncă, nu plânge, crește, merge, vine la școală. Când a crescut cu timp, a spus, părinte, cea mai harnică, e cea mai îndemânoasă. Deci Dumnezeu a pus calitățile de care mama avea nevoie ca în final, timpul trece, viața îți duce înainte, societatea se schimbă, celelalte fete măritate duse fiecare în țara lor, în drumul lor, cu soții lor și toate au ajuns bine, n-a ajuns niciuna rău. Asta este singura care a rămas cu un băiat foarte bun în casă cu ei și de fapt au un băiat, pentru că ginerile nu este altceva decât rodul cules de fata lor, care într-adevăr este o mână de ajutor și o mână de sprijin în calea acestor doi oameni, cu evlave, zic eu, și cu frica lui Dumnezeu, care n-au ucis această făptură. Și aici spun eu că intervine și voia lui Dumnezeu și voința mamei. Putea, poftim, să se ducă la un medic și să zică, dacă vrei, așează-te aici și îl dăm afară. A trecut întâi pe la Dumnezeu. Deci de unde determinarea vine? Din voința lui Dumnezeu și din voința persoanei. V-am spus lucrul ăsta, nu s-o certificați ca pe o minune, ci ca pe o lucrare a lui Dumnezeu în viața omului. Uneori în viață noi avem cantități uriașe de regrete. Sunt ferm convins și aș face o afirmație dură, ca omul care mai spovedesc câte ceva și aud multe, că dacă ar fi să lăsăm răutatea pe pământ și să-i cântărim valorile, sângele ar fi până în gleznă pe planetă, pe oriunde ai călcat de răutatea oamenilor. Dar dacă am lăsat regretele la modul material să se materializeze, lacrimile și tristețile și reproșurile care ni le facem și singuri sau ni le fac și alții uneori și suferim pentru ele, lacrimile ar fi până în brâu. De ce? Din neștiință greșim excepțional de mult și nu realizăm niciodată frământările pe care le avem după aceea interior sau când le avem, spunem, oare cu ce am greșit eu lui Dumnezeu de am această neliniște. Evident
că logosul lucrului înstrăinat de drumul care l-a dat lui Dumnezeu te macină și un an, și doi, și zece, și o sută, sau chiar poate toată viața. Ei, tânărul acesta din Evanghelia de astăzi, să știți că era măcinat în sinea lui de mai multe lucruri. Deși pare un tânăr bogat, și când vorbesc de tânărul din Evanghelie, spune un dregător bogat. Deci, probabil avea și o mică funcție, avea și o mică afacere, avea și un mic capital, avea și o mică imagine în societatea de unde vine, dar era frământat de interioritatea a ceea ce înseamnă viața de dincolo, pentru că oricât ai fi de om și de supra-om sau de superman, că asta înseamnă supra-om, tot ai înăuntru tău o slăbiciune, tot ai un punct care te apasă și când îl atingi devine sensibil cu tine și tu cu tine devii sensibil. Pentru că așa este făcut omul, să nu rămână neclintit. Și el își dorea să intri în viață. Deci care viață? Nu viața biologică, nu viața socială, care e tot o viață, nu viața morală, care e tot o viață, pentru că totalitatea cetățenilor care respectă legile țării și legile și normele morale dintr-o societate se numesc oamenii ai vieții sociale, ci un om care își dorea o viață spirituală. Vom vedea că el avea această râvnă spre viața spirituală, dar n-avea intrare în viața duhovnicească. Viața duhovnicească este căutarea de dincolo de noi. Sunt acele lupte ale psihologilor să-și explice de ce oamenii se duc în masă în continuare la biserică, de ce se duc în continuare în masă la icoanele făcătoare de minuni, de ce se duc în masă în continuare la mormântul lui Arsenie Boca sau Cleopa sau Paisia Gheorghiu sau Efrem cel Nou sau unde mai merg oamenii în vizită în Rusia, la toate lavrele mari unde sunt moaște. De ce oamenii se duc în masă la spovedit și la împărtășit când ne-am civilizat și nu trebuie să știe preotul intimitatea casei tale, dar să fiți voi sănătoși cât îl interesează pe preot intimitatea casei tale, că acolo spovedind te plictisești de toate prostiile, nu te interesează, le dezlegi și treci mai departe, că nimic nu-i nou sub soare. Și de ce oamenii, totuși, în masă, încă caută un contact concret și direct cu Dumnezeu? Vor toți oamenii de pe pământ, indiferent că recunoaștem sau nu. Și aș fi bucuros dacă un om bogat și plin de bani mi-ar spune într-o zi sincer așa: părinte, am de toate, dar să știți că mintea mea, parcă tot e sus acolo la rai, cum aș putea să-mi fac eu un loc și acolo? Pentru că sunt sigur că în mintea lor există și așa ceva. Știți de ce lucrul ăsta? Pentru că omul e făcut să tindă la înălțime. Omul e făcut să urce în sus, să gândească mai departe. La un animal, dacă îi dai drumul în tarlaua cu furaje, ori mănâncă până crapă, ori mănâncă și se culcă. La un om, dacă îi dai drumul în orice lucru care îi folosește sau poate să-i și prisosească, el își ia cât îi trebuie, consumă cât îi trebuie, dar spune să mai pun ceva deoparte și pentru viitor. Ei, această gândire în viitor este exact gândirea care pe noi ne împinge de la o viață socială nemoderată sau nestăpânită de anumite măsuri, pentru că ai văzut, bogatul tot ar strânge, zgârcitul tot ar aduna, neputinciosul și-ar dori cât mai multă sănătate, bătrânul și-ar dori anii tinereții. Foarte des întâlnesc această expresie: părinte, dacă aș mai fi odată tânăr. Da, dacă ai fi odată tânăr, ai fi tot tu. Nu ești altcineva. Hai să spunem că unii poate ar mai face un exces de cultură generală sau de carte, dar munca e aceeași, străduințele sunt aceleași, neputințele sunt aceleași, firea e aceeași, inima e aceeași. Deci e un proverb popular care spune așa: du-te oriunde vrei pe fața pământului, că te vei întâlni cu tine însuți. Ei, iată-l pe tânăr în căutarea
de a intra în viață. În viața duhovnicească. În viața în care i-ar vorbi un înger. În viața în care i s-ar arăta un sfânt, un semn din cer, i-ar vorbi Dumnezeu. Și dacă ne aducem aminte de profeții Vechiului Testament, dacă ne aducem aminte de vechii, de oamenii drepți ai Vechiului Testament, vom vedea că erau oameni cărora Dumnezeu le vorbea față către față. Să nu mai amintesc, ăla îmi place mie cel mai mult și am întotdeauna amintirea cum Părintele Cleopa povestea cu deosebit respect și spunea întotdeauna, când Iov a terminat de stat pe groapa de gunoi 7 ani și își rodea râia cu un hârb ceva, cu ceva, cu un fel de ciop, ce îi spune Dumnezeu? Iov, îmbracă-te, încinge-te, scoală-te și să stăm de vorbă. Deci vezi ce frumos? În momentul când ai terminat de curățit omul trupesc și l-ai șlefuit, Dumnezeu te invită la taifas. Așa l-a invitat și pe Adam când l-a creat. L-a luat un colucrător cu el, punându-l să dea nume dobitoacelor, să le stăpânească, să umble prin pomii raiului, să știe ce are voie, ce n-are voie, și așa mai departe. Același lucru îi spune și lui Moise pe Sinai, vorbea cu el ca și cu un prieten. Unde v-ați gândit vreodată și iarăși cu riscul de a mă repeta, pentru că este celebră faza în sine. Îi spune Dumnezeu lui Moise, voi pierde pe poporul tău pentru că s-a închinat la idoli. Și iată logica omenească, pătrunsă de starea dumnezească, cum îi dă lui Dumnezeu sfaturi ca unui prieten, el care nu poate să greșească, că e Dumnezeu. Și ce îi spune? Doamne, păi dacă ai luat tu poporul tău și l-ai trecut prin Marea Roșie, dacă ai luat tu poporul ăsta și l-ai scăpat de mâna lui Faraon, și dacă ai luat tu poporul ăsta și l-ai scos din robie și l-ai adus până în munte, și acum trebuie să-i dăm o lege și tu îl pierzi, ce vor zice dușmanii tăi? Ia ca ce Dumnezeu au, i-a scos de la noi ca să-i omoare el. Nu-i corect. Și-a ținut Dumnezeu cont de sfatul lui Moise. Deci, vedeți, asta este intrarea în viața duhovnicească. Și noi avem uneori excese de a intra în viața duhovnicească. Spunem așa. Doamne, dacă mă îndeplinești mie lucrul ăsta astăzi, e psaltire un cuvânt care sună așa, faceți făgăduinți și le împliniți Domnului. Noi facem făgăduinți, dar nu le împlinim Domnului. Și spunem așa, când suntem noi la rugăciune, nu știu cum fac alții, eu vă spun ce am auzit și eu de la alții și de pe la mine. Doamne, dacă mă ajut să rezolv problema asta, uite, îți promit că am să fac așa, sau nu o să mai fac așa, sau o să mă îndrept așa, sau uite, o să realizez cu tare lucru. Și uiți! Sau te justifici, a, dar nu cred că asta e acum necesar, Dumnezeu, am timp mai încolo. Ei, iată că tânărul bogat totuși nu se juca cu aceste cuvinte. Uite ce îi răspunde lui Iisus. Care sunt poruncile? A vrut să-L pună pe Iisus în postura, noi spunem în popor așa, lauda de sine nu miroase bine. A vrut să-L pună în postură pe Iisus să repete poruncile, deși era un tânăr cinstit și spune că Mântuitorul l-a privit cu drag, cumva să se fălească în fața celorlalți care erau de față, să-și scoată în evidență calitățile, dar să le audă din gura lui Dumnezeu. Să nu săvârșești adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu mărturisești strâmbete, că nu mai repetăm decalogul. Cinstește pe tatăl tău, pe mama, iubește pe aproapele, ca pe tine însuți, și zis și făcut. Dar iată răspunsul care doboară toată esența poruncilor. Toate acestea le-am păzit din copilăria mea.
Deci, cum spunem noi câteodată la biserică,